debate about sustainability and growth. Is the president of the Romanian Chamber of Deputies, as well as the leader of the Social Democrat Party of Romania. Welcome to the States. Thank you very much. Dear friends, dear colleagues, I'm very glad to be here with you. And I'll start to speak in my language because I want to be sure my people from our country understand me. You'll have to translate, I understand. Ne aflăm aici astăzi pentru a discuta despre manifestul politic pe care stânga europeană îl propune pentru aceste alegeri europene. Eu l-am citit și vă spun cu toată convingerea că acest manifest, acest document va schimba Europa în bine. Suntem după 15 ani de dominația dreptei, care a distrus multe valori, a distrus multe speranțe, a distrus multe destine. Au distrus de asemenea încrederea în proiectul european. Și știm bine că dreapta, oriunde în Europa, face orice să ne blocheze. Cred în proiectul european, dar trebuie cu curaj și tărie să le spunem oamenilor modul în care dreapta europeană a distrus Europa, folosind instrumentul politicii de austeritate, manipularea și uneori, cum este cazul și în România, folosind instituțiile de forță ale statului. Trebuie să ieșim din defensivă împreună. În România, socialdemocrația are 125 de ani de existență. Suntem puternici pentru că am rămas fideli valorilor noastre. În ultimii ani am auzit colegii noștri cum vorbeau despre salariu minim, despre creșterea pensiilor. Grație guvernului nostru, care a depus toate eforturile pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi, salariul minim a crescut în 2 ani de zile cu peste 50%. Pensiile au crescut și vor crește în fiecare an, în așa fel încât în 2020, practic, nicio pensie nu va fi mai mică decât dublul de la începutul mandatului din 2017. În condițiile în care am redus și taxele pentru cetățeni, impozitul pe venit și taxele pentru mediul de afaceri. Cei de dreapta ne-au zis mereu că așa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim pensiile, că nu trebuie să mărim salariile pentru că nu sunt bani. Noi am arătat că un guvern social-democrat poate micșora taxele, poate crește salariile, poate crește pensiile, poate redea speranța pentru tineri. Nu a fost ușor și nu va fi nici de acum înainte ușor. Miza alegerilor pentru Parlamentul European este uriașă. Vorbim de viitorul Europei, de viitorul nostru, al meu, al dumneavoastră, al copiilor noștri, al părinților noștri. Împreună cu partidele surori din Europa, socialdemocrații trebuie să restabilim dreptatea, să construim un nou contract social pentru Europa și pentru toți cetățenii Europei. Eu sunt absolut convins că o putem face. Partidul Social-Democrat în România va câștiga alegerile și sunt convins că și PSOE va câștiga alegerile în Spania. Sunt convins că românii din Spania au așteptări mari de la voi și că nu o să înșelați. Și sunt convins că o să vă voteze. Pentru a face acest lucru, pentru a atinge toate aceste obiective, este nevoie să luptăm până la capăt pentru valorile noastre. Apărarea democrației, apărarea drepturilor cetățenilor, a unui sistem corect, just și transparent, reprezintă linii directoare pentru care trebuie să luptăm împreună. Azi am avut o discuție foarte bună și foarte interesantă cu Serghei, cu Franz, cu Udo și am propus soluții pentru o comunicare mai bună. Din partea mea, din partea noastră, este toată deschiderea. Și sper să avem o comunicare mai bună și o colaborare mai bună.
Trebuie de asemenea să restabilim dreptatea. Trebuie să corectăm erorile și abuzurile din trecut. Trebuie să demonstrăm dreptei că suntem mai buni ca ei și că suntem uniți în fața atacurilor lor. Oriunde în Europa, dreapta ne vrea divizați. Eu cred că nu trebuie să cădem în această capcană. Uniunea Europeană are nevoie de o schimbare profundă pe care doar socialdemocrația o poate aduce, o schimbare pe care doar noi și cei de aici din sală și colegii noștri din toată Europa suntem cei care o putem aduce. Avem nevoie de o Europă mai aproape de oameni, de o Europă în care fiecare cetățean simte că are drepturi egale. Nu trebuie să mai lăsăm pe nimeni în urmă. Noi, așa cum s-a spus, facem politica celor mulți. Noi suntem de partea bună, noi suntem de partea bună și indiferent de consecințe, trebuie să luptăm până la capăt pentru valorile noastre. Este timpul să facem schimbarea acum, împreună. It's time. Thank you. The next speaker, I'm glad to welcome now as the next speaker,